De ce nu mai avem voie să revenim de la IRCC la robor? Ai un robor care el nu mai există reglementat. El e reglementat doar pentru cei care au mai rămas în urmă. În momentul în care ultimul roborist își va termina contractul sau va trece la IRCC, va rămâne IRCC-ul sau orice alt incident de referință. Asta înseamnă că orice credit nou se tot încheie IRCC. De la momentul absolut. Apariției IRCC-ului 2019. Este sub IRCC. Absolut. Reset cu Răzvan Popescu, un podcast Zunivers.